Cu ursul prin ploiești, de Marius Ianuș. De când m-am așezat lângă combinat, un urs umblă prin ploiești, deturbat. Așa ceva nu s-a mai văzut pe aici, de pe vremea lui Menmorut. Presa locală strigă furioasă: Nu-l fotografiați! Nu-l primiți în casă! Dar eu îl cunosc pe acest urs și am un răspuns la toate suferințele sale. El vine la ploiești de jale. Eu sunt acest urs. Am venit aici căutând un recurs la toate actele criminale la care m-ați supus. Am intrat mormâind în primărie. Vă rog să-mi dați imediat o soție, una cu ochi de mărgăritare și cu balconul mare. Și mai vreau cartușe de cerneală și hârtie ca să public o tragicomedie. Dacă nu-mi dați tot ce vă cer, până la ultimul zero, nu mă scoateți de aici, nici cu brigada antitero. Noi ne gândeam la ceva mai cerebral. Poate să te facem atașat cultural, undeva prin Nigeria, sau prin Antile, să nu mai audă nimeni de tine. Oricum, undeva, unde să nu fie evrei. Vrei? Nu pot să accept decât în Benin, că acolo am niște cititori care mă susțin, iar cu evreii eu n-am chiar nimic, doar de sioniști mă dezic. De un an de zile umblu pe străzi deghizat în ovrei, să văd unde e antisemitismul ăla despre care vorbesc ei și nu văd nimic. Ce să mai zic? Cu Nigeria și Antile trebuia să veniți acum 15 ani de zile că m-aș fi dus. Acum doar în Benin sau în Imperul Rus. E război. Niciun consilier de la primărie nu te poate trimite în acea împărăție. Iar în Benin nu avem consulat. Ce să-ți fac? Dar să știi că Nigeria e frumos. Au acolo și un fluviu spumos. Iar la negri sigur îți găsești o soție care să-ți facă țațichii cum îți place ție. Sau în antilele cubaneze, acolo se duc cei care vor să viseze. În Cuba m-aș fi dus cu mare drag, când eram mai tânăr și mai dus de cap. Dar m-aș fi dus doar așa, să văd retrospectiv viața mea, să înțeleg ce înseamnă comunismul, că altfel mie îmi repugnă marxismul. Dar trebuie să găsim o soluție, că pentru asta suntem o instituție. Vrem să scăpăm de recalcitranți atunci de ce nu mă împușcați? Că a scris unul de la Academie că ai ceva valoros în poezie. Nu ți-ar surâ de Kazahstanul? Că și azi poți să-ți faci diamantanul. Nu, pentru că Astana e anagramă de la Satana. Trimiteți-mă la Erevan. Acolo ambasadorul a fost golan și a făcut un ban cu un jidan. A ieșit un scandal de auzit și surda din deal. În Georgia nu ți-ar plăcea? Ba da, dau un telefon la mai imediat să vedem cum facem să fie angajat. Dar nu te mai întorci la ploiești ne promiți? Stai acolo în munți, printre sfinți, te duci pe la mănăstiri, faci cultură și petreci cât mai mult timp în natură. În rest, câți nu te-au avertizat? Știi bine ce nu mai trebuie publicat. Că și cred eu că puteți rezolva voi ceva de oricare natură. Am vorbit cu voi așa, ca să mai dăm din gură. Dar nu am nicio încredere în structură. Securiștii sunt oameni de strânsură. Soluția ar fi bună, dar se va găsi cineva care să se opună. Hai să ne întoarcem la dreapta socoteală. Îmi dați o soție care să țină la tăvăleală și mai vreau cartușe de cerneală și hârtie ca să public acea tragicomedie. Se va numi Sonata Combinatului de la Brazi și alte poeme revoltătoare și va fi o carte uluitoare. Stai așa, ce te-a prins? Vezi cum ești. În două zile îți dăm postul, dacă nu o tipărești. Și trimitem cu tine și o secretară cu balcoane mari și cu condicuță ușoară. O să ai o viață chiar de poet, dar te rugăm să fii cât mai discret și să publici numai lucruri diafane. Altfel, nu îți mai suflăm în coarne scrie despre Dumnezeu, scrie despre icoane, scrie despre sfinți, scrie despre cucoane, scrie despre salcâmi și despre tei, dar să nu mai scrii nimic despre evrei.